Zeci de piloți din România și de peste granițe și-au dat întâlnire pe vârful Cozia la Campionatul Național de Parapantă, eveniment ce a animat timp de 5 zile cerul de pe Valea Oltului cu zboruri spectaculoase la înălțimea mețitoare de până la 3000 de metri înălțime și pe distanțe de până la 100 de kilometri. Este un eveniment denumit Cozia 2024 la care participă piloți din 12 țări. Avem astfel deschidere să promovăm uh, atât România cât și oamenii minunați din ea. Piloții care au reușit să ajungă pe vârful muntelui Cozia s-au trecut la mai multe categorii de concurs. Este un bilet de a merge la alte competiții unde ne întâlnim cei mai buni și bineînțeles că România este bine ancorată pe harta lumii. Avem o clasificare foarte bună la nivel internațional datorită faptului că arealul de zbor sau spațiile de zbor de România trebuie efectuate tehnic pentru că presupune zborul la câmpie alternat cu zborul la munte, peste localități, peste munți. Vremea a fost de partea organizatorilor și a competitorilor, astfel că după cele 5 zile de zbor au fost desemnați și câștigătorii. Pe prima poziție și campion național este anul acesta Vladimir Latis din Harghita, în timp ce vulceanul Marius Tănăsoiu, care a fost lider în primele patru zile ale competiției, a ieșit pe locul al treilea.